Acesta este zgomotul pe care localnicii din zonă îl aud în permanență de mai bine de 2 ani de zile. Și înainte termocentrala era zgomotoasă, dar de când s-a pus în funcțiune stația de desulfurare și turnurile de răcire, oamenii declară că nu mai au liniște nici în casă. Numai gândul că din vară un nou turn va fi dat în folosință îi îngrozește pe localnici. Se aude zgomotul, de zgomotul ăsta. Asta e nemulțumirea. Ați făcut sesizări? Păi da, cum? Am făcut la mediu. Au zis că se încadrează în limite. Cine se judecă câștigă procesul, îl demolează. Cine nu rămâne și staci. Deci dumneavoastră nu puteți suporta cheltuielile de judecată? Nu, n-am cu ce. De unde să suport cheltuielile dacă n-am bani? Sunt în minim pe economie și acum sunt concediu fără plată. Cu ce să mă judecă? Cum e cu zgomotul? Foarte rău. Vă deranjează? Foarte mult. Vă mai odihniți? Normal, câte o țără. Gardul de protecție pus de complex nu face față? Deocamdată nu. Oamenii își aduc aminte că în urmă cu 2 ani, actualul manager al CEO, Laurențiu Ciurel, a stat de vorbă cu ei și le-a promis că problema poluării fonice va fi rezolvată. Mai mult, chiar le dădea dreptate la vremea aceea, doar că, odată numit în fruntea companiei, localnicii spun că au uitat de promisiunile făcute. În plus, au primit și amenințări pentru că nu încetează cu plângerile. Ciurel era director aici, la termocentrală, până n-a fi managerul al mare. A venit, s-a urcat cu fiul meu acolo sus, cu liftul, la gura coșului acolo. Și a văzut că de pe acolo iasă. Și a zis că să vedem, să facem demersul, dar dacă s-a dus acolo mai sus, n-a mai, nu ne mai am calcul acum. Dumnealui s-a dus la complex acolo, e mare manager, și acum nu se mai e nimic. De la garda de mediu au venit împreună cu reprezentanți de la termo la mine la poartă. Era decât nora mea cu fetița acasă. Știți ce i-a spus? I-a spus că ce vreți, mă? Ce vreți? Încă unde lucrează bărbatul? A spus lucrează la o firmă privată. Păi îl dau afară că lucrează la noi în termo și voi vă țineți de reclamații. Nici măcar numeroasele plângeri îndreptate spre Garda Națională de Mediu nu i-a ajutat. Complexul a scăpat de orice vină în momentul în care s-au montat atenuatoarele de zgomot și panourile fonoabsorbante care ar trebui să reducă zgomotul. S-a impus ca măsură construirea unui panou fonoabsorbant pe o distanță, pe o lungime de aproximativ 500 de metri. S-au făcut măsurători în 12 puncte, la limita zonei funcționale. Valorile înregistrate au fost în limitele maxime admise, respectiv 58-60 de decibeli. Deci nu sunt 70 de decibeli cât trece garda de mediu. Garda de mediu, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Deci asta e a patra hârtie de la ei primită. Uitați-vă. Că s-au luat măsuri, deci din 2012 se dau decât soluții. Deci când facem reclamație, vine, se măsoară și spune, se vor lua măsuri, se vor face, se vor găsi soluții. Ultima soluție a fost un gard acesta. Gardul acesta, da. Spune că e paravane. Oamenii speră că autoritățile să ia măsuri, iar acolo unde localnicii sunt dispuși să renunțe la gospodării pentru a scăpa de zgomotul infernal, să fie ajutați și despăgubiți. Contactați pentru a oferi un punct de vedere în legătură cu zgomotul provenit de la termocentrala Rovinari, reprezentanții CEO au declarat că îl vor oferi abia mâine.